de capitala Cambodgiei, pestriță la apă. Astăzi mergem la Palatul Regal din Phnom Penh, capitala Cambodgiei. Unde au locuit regii Cambodgiei? Am ajuns la Palatul Regal și în spate avem clădirea unde se află tronul regal. Toate clădirile de aici încă servesc ca reședință pentru regele Cambodgiei. Încă de pe vremea când capitala Cambodgiei s-a mutat din Angkor în Phnom Penh, secolul al XIX-lea. Seamănă cu Thailanda foarte mult. Asta a fost prima noastră impresie când am intrat aici. Hai să explorăm reședințele regelui. Pe biletele de intrare am dat câte $10 de persoană. Cambodgia este regată, în cazul în care nu știați, noi nu știam până să ajungem aici, deși a avut o istorie zbuciumată. O să vă povestim într-un alt vlog despre trecutul tumultos al acestei țări, în momentul de față este regat. Și aici este sala tronului. Se află coroana regelui. Am înțeles că este foarte valoroasă. A plecat regele la coronare în anul 1953, când s-a încheiat războiul din Cambodgia. Muzeul al mobilului folosite de mentalitate de-a lungul vremii. Aici sunt obiecte pe care le folosesc la nunțile regale, la ceremoniile de nuntă. Astea sunt înveșminte tradiționale, lase din aur, folosite la binecuvântarea regelui. Astea sunt înveșminte regale și pe din aur. Acum data, nu? Așa artefacte din aur le folosesc la diverse ceremonii regale. Zile ale săptămânii. Fiecare zi a săptămânii în culoare. A templului Angkor, ce datează din secolul al XII-lea, și așa arăta el înainte de a intra în Cambodgia. acesta este un templu foarte interesant, iar ce se află în interior este incredibil. Da, e un fel de tezaur al Cambodgiei. Sunt foarte multe statui din bronz, din argint, din aur ale lui Buddha. Iar podeaua este cu plăci din argint. Deci toată podeaua este din plăci din argint. N-ai voie să faci niciodată. Din păcate n-am putut filma, n-ai voie să faci nici plăci mici. Și în centrul templului se află o statuie a lui Buddha, care cântărește 90 de kilograme de aur și este ornamentată cu 2086 de diamante. Wow. Dar foarte multe statui din aur ale lui Buddha. Poate de asta n-ai voie să filmezi, pentru că poți atrage tot felul de artefacte. Da, e foarte interesant. Și dacă ajungeți în Cambodgia, în Phnom Penh, veniți neapărat la Palatul Regal și veniți neapărat la Silver Pagoda. Asta este spectacol. Foarte fain. Da, aici este oricum o oază de liniște în nebunia urbană. Da, e mișto locul, chiar. Răcoare, ce bine! Doar femeile, ca să-și facă pantalon. Deci, într-un șarun, fac pantalon. Fiecare zi asta e comună. Deci, pentru fiecare zi asta e comună. Cum am văzut în partea cealaltă, un pantalon mare. Bine, poartă noastră. Sâmbătă, poartă mult. Astea sunt depuse elefant. Mi-am încălecat elefantul. Da. Da. Așa se plimba regele pe elefant. O experiență frumoasă. Da, interesant. Soție și-a luat capcino. Costă până la $50. Nu mai scump aici la hotel, la noi fac alte locații. Ne-a privit cum chem tuk-tukul în aplicații. Setezi adresa, vehiculul care vreți să ia, mașină normală, tuk-tuk, SUV sau khmer tuk-tuk. Ne vrem tuk-tukul ăsta, e cel mai frumos. Adăugăm adresa. Ne spune aici cât ne costă. Booking, booking. Bun. Cât a ajuns. Așa a venit. Ca să nu puteți simți mirosul de aici. E o piață de pește. Am venit la Muzeul Genocidului de aici, din Cambodgia. I-am plătit pentru unele $8, adică $16 pentru două persoane. Cambodgia are o istorie foarte încărcată. Am citit și noi recent faptul că a suferit un genocid, poate unul dintre cele mai sângeroase din istoria omenirii. Și asta pentru că au avut un regim comunist extrem de violent. poate mai violent decât cel din Corea de Nord. Între 1975-1979 au fost uciși 2 milioane de oameni, majoritatea intelectuali, adică ale societății, pentru că s-a dorit ca populația să fie ușor de manipulat, să fie direcționați toți cei care locuiesc în orașe către sate și astfel agricultura să se dezvolte. Muzeul Genocidului a fost unul dintre cele 150 de centre de tortură de aici din Cambodgia. Închisoare pe vremea khmerilor roșii, cei care practic au distrus această țară. Hai să vedem! Absolut înfiorător. Se simte ceva de energie, nu? Da, venim aici în vizită, mă. Dar ce-a fost aici, nu te imagina. Vezi, efectiv, au fost torturați oamenii, povești de mult. De curs au fost de securități. O sârmă ghimbată pe toate geamurile, toate ieșirile, să nu poate de cine se sinucidă, să nu scape de tortură. Șocant. Aici stăteam în cămăruțul ăsta. Da, e șocant. Experiență șocantă, nu mă așteptam. Cel mai șocant este să vezi pozele oamenilor, pentru că primul lucru, când erau luați prizonieri, erau fotografiați. Puliți așa, în ochii lor și parcă... Da, cum oamenii își așteptau moarte, erau conștienți de ceea ce va urma. Da. Nu vă recomand să înțelegi dacă sunt slab de unge. Eu sunt slabă de unge și nu. Da, e trist. S-a întâmplat așa ceva, oameni contra oameni. Da. Adică, din aceeași țară, nu contează asta. Să vezi camerele de tortură și simți așa, e o energie. Simți că nu intri în camerele alea, că au murit oameni acolo, că au fost torturați, e public. Nu știu chiar e copii. Nu știu cum înțeles eu asta. Terifiant, terifiant ca oamenii să facă asta împotriva oamenilor, împotriva propriului popor, împotriva copiilor, erau copii, femei, o grămadă.